Dragii mei, bine v-am regăsit! Azi v-am adus o rețetă delicioasă de post. Torsașer în variantă fără ouă, unt sau lapte. O să vă placă cât de ușor se face, dar mai ales gustul acestuia. Deși nu arată la fel ca originalul, cu siguranță o să vă întreagă așteptările. Ingredientele de care aveți nevoie le las afișate aici. Pentru ca blatul să iasă perfect, am folosit făină superioară bănasa tip 000. Este făina pe care o folosesc mereu, iar prăjiturile mi-s delicioase. Pentru început am pregătit blatul. Am pus laptele vegetal, uleiul, pasta de vanilie, oțetul și zahărul într-un bol. Am mixat până s-a disolvat puțin zahărul. Într-un bol mare am cernut făina, apoi pudra de cacao. Am adăugat praful de copt și sare, apoi am amestecat. Am turnat ingredientele lichide peste cele solide și am amestecat. Compoziția este mai groasă și nu se amestecă cu mixerul. Am tapetat forma de copt cu hârtie în partea de jos, iar marginile cu ulei și făină. Am pus salatul în formă, apoi l-am copt timp de 45 de minute sau până a trecut testul cu scobitoarea. Cât timp s-a copt blatul, am pregătit un sirop. Am pus apă cu zahăr la fiert până când acesta s-a topit. Am luat de pe foc și am adăugat esența de rom. Pentru glazură, am pus zahărul pudră, cacao, apă și ulei pe foc. Când au dat în clocot, am adăugat ciocolata și am lăsat-o până s-a topit. Când blatul s-a răcit complet, l-am tăiat în jumătate. Am însiropat ușor fiecare blat pe fiecare parte ce va veni în contact cu gemul. Am întins gemul pe primul blat, apoi l-am pus pe al doilea. Am acoperit tortul cu glazura de ciocolată cât era încă puțin călduță. L-am lăsat în jur de o oră, apoi l-am feliat. Nu-i așa că arată perfect? Blatul moale, glazura de ciocolată și umplutura dulce acrișoară merg de minune împreună. Abia aștept să-mi spuneți cât de mult vă place și vouă. Pe curând!